Bună dimineața, dragi copilași! Acest filmuleț este special pentru voi. Știu că acum sunteți pe băncile școlii, acolo unde abia ați așteptat acest moment și cu durere de suflet vreau să vă zic că tare, dar nu că tare, dar foarte tare mi-aș fi dorit să fiu în locul vostru, dar viața, e, așa e, n-am ce faci, mai scurt, așa că lăsați nahir TikTok-ul și de învățat, că totuși am ajuns la 1 septembrie și e bine și frumos și nu uitați, la școală întotdeauna sorghiți ceaiul cu mâna stângă, dacă cafeluța cu dreapta, când înșiți mari ca mine. Și dacă tot e 1 septembrie, zic, deși să mă vin la Academia de Art, credem că am ușa și aici a doamnă ferești, studenți. Nu se aude nică, nu se vede nică, să ferească Dumnezeu. Gata, am înțeles. 1 septembrie s-a transformat în 5 septembrie. Este primul sunet pentru viitorii artiști ai Republicii Moldova și nu doar, cred. Hai, adem că pe geaba am venit. Vreau să-l internez, am vrut să zic. Să-l internez la Academia de Art. Vreau să-mi scrii la actorii după serialul pe care l-au jucat cu minuni. Bravo! Bună ziua, dragii mei! Hello, hello! I'm Geta from de la Moldova, yes! The 1st September, yes, because... Băi, să plăcționez tipșinie! Profesora de matematică, că e... Sucică, nu eu! Vreau să vă zic că eu am fost la școală și la 1 septembrie mi-am luat mașină în chirie de la un top și am recitat poezia 1 septembrie, bine ai venit! Poezie handmade! Mulțumesc! Mulțumesc! Vreți să vedeți așa? A plecat mușul bun, așteptați două secunde, voi și chiar cu tătul. Hai, 1 septembrie, bine ai venit, că de TikTok noi ne-am zăibit. Ne-am săturat. Da, și că astăzi, 1 septembrie 2022, pentru prima dată, intru în casă, în subsol. Aici vor fi scările cele mari, dar această cameră se va numi camera de relaxare sau cum s-ar spune green room. Aici o să fie beciu. Ia că este tot așa un beci mare pentru mulți bețești. Dacă îți găsim, dar n-ați găsit. Leva e, leva e. Tu, pur și simplu, nu știi. Băieții zic, Emilian, dar am s-o turnat aici, dar... Eu tot fac cu stânga, înseamnă că-s leva e. Și scriu, și mănânc, și desenez. Nu-i le... Tu m-ai fi dus pe cafeaua dimineața? Numai cafeaua cu... Așa, da, vezi? Și băieții ne-au dat peste nară, zici că Emilian, dar uite, noi de când aici, am acolo un pahar de campot și ceva. Și noi, ia că venim, dar gine că a zis și vorba așa, o mănânc praznicul, am ușa să facem un praznic, nu, când facem primul nivel aici așa sus, atunci să facem primul frigarui. 1 septembrie, felicitări cu 1 septembrie. Mulțumim, am trecut deja. E trecut deja, ia ca la 1 septembrie. Campot de zarzări, nu pivușoare dimineață. Și apoi ne plângem, deși așa suntem de sexy. Și poate să-și permitem și care și vorba și ea. Fiecare mănânc și ei și lipsești. Adrian. Adrian. Ce? Ce mănânci? Creier de vit. E bun. De om, 1 septembrie, poate pentru unii, este un început nou de an școlar, dar pentru alții un început nou sezon de muncă, de Dora Show, de Jurnal TV. Și Nicustil, eu sau tu? Eu la dânsa. Ce așa de frumusică astăzi? Mă nu zic că ești în chiloți, mi-e septembrie. Nu, spate, da. Dar ce? Și mi-a... M-am sferiet, mă. Știi, înainte era așa uniformă școlară. Da. Ești foarte frumoasă, sexy bani. Și un lista bântuc în față. Nu, dar nu... Nu uite încoa, eu fac un sondaj. Nu, eu, nu! Eu totuși zic iar ceva în buz, eu zic că n-are. Rău, voi, o credeți sau nu? Arată buzile. O credeți sau nu? Eu zic că nu da. Nu am nimic. Ai. Vedeți ce înseamnă să ai grijă maximă de invitații și prietenii tăi. Lui nu-i plăce matras pe care l-am eu aici unde locuiesc. Și am venit să caut un matras. Merge? Mi-e moale ca pâncile tău. Au, ai.
De fapt, noi dormitoarele la fostul apartament erau de aici, de la Tandem. De aici am luat și matrasele și hai să mai luăm încă unul. Ivănișor, merge? Da, merge. Hai, și intră în ceas. Și vorba și ce nu facem noi pentru seniora Dima. Hai, vă rog, tăpșuță-l aici. Nici o oră și deja băieții de la Tandem ne-au adus matrasul. Dacă sincer, la toaletul Dima o să pot dormi și eu, pentru că matrasul care era pur și simplu un fel de cochileț care nu dormeai, dar mai tare te obosei. Tandem, mulțumesc tare mult pentru calitate, rapiditate și confort. Și acel moment când eu de seara am chemat oaspeți, i-am pus pe Dima să-mi facă lazani, mazani, fazani, Adrian și avea dulce și când colo, n-am tigăi, n-am crastuli, n-am farfurii mari pentru lazani. Trebuie la depozit. Eu vroiam să stau numai jumătate de an la gază, dar nu un an jumătate. Așa că mă duc repede să ne le aduc acasă, când i-or trebui, poate să... Am cumpărat matras nou, deci este astăzi să fac mâncare. Seniora. De ce trebuie să mă oprești în timp? Din dragoste, din dragoste. Dar poate mă doare. Ei, nu ajunge la tine să te doare. Și mâncăm azi. Și mâncăm. Eu azi mănânc lasagne, dar pentru tine... Tu mănânci lasagne, dar eu și mănânc. Tu nu știu, o să mănânc. Oi! Oi! E ridicat cu chipa aia azi, și cum s-ar spune, cum s-ar zice, dragi prieteni, vă rugăm să salivați liniștiți. Avem lasagna a la seniora. Seniora, look at me, please. Cum stai? Bine, grazie. Iată, avem și oaspeți astăzi, Paulania, Golo și Serediuco e lasagna. Mozzarella italiană, cum faci? Așa că mâine la amiază, Spitalul Republican, să știți că lasagna, bai, seniora Dima, o să fie la voi în farfurii. Paulania, tot timp când mănânc și fac gustos, eu și la loc. Da. La colegi. Fetelor, vă rog frumos, nu fi... Mi-am cafeaua asta în mâna stângă, în chelea măs. Fetelor, vă rog frumos, nu fiți invidioase pe frumusețea naturală. Înțelegeți? Hai, să fim sănătoși și e ca a doua zi de toamnă și ploaie și... Și minte poate aduce la unele care nu s-au săturat să aibă vidă de sosâșcă. Nu știu ce să-i faci. Hai. Chis. Nina! Ninuța! Pe unde ești? Băieți, fete, dacă o vedeți pe Nina pe aici, vă rog să-mi faci o fotografie, să mă asigur că n-o chiulit-o de la ori. Deci, acum o să vedem ce o să se întâmple. Corinușca, încă o dată, îmi cer mii scuze, iartă-mi, pentru că șalmai, nu știu cum să-i zic, mitica. Așa, avem aici, trebuie să punem tot la punct, tot ce înseamnă. Nu, blin, și special vrei să... Idioțenii. Bine, astăzi sunt mai blajin și vreau să vă arăt cum o să fie intrarea, scara care o să fie bombă, iată așa, și încă o dată vreau să le mulțumesc, în mod special Carinii, pe care am săturat-o, dar vorba aia, pentru Irion Company, clientul, ca să fie mulțumit, este prioritate, chiar dacă noaptea are o iuri în cap, nu știu ce, așa că noi mergem și aici de sine, și aici, dar vă zic, o să fie tatu, bombă și mulțumesc și bada proste și thanks. Și tare important când faceți casa să aveți o echipă care să fie practic mână în mână cu voi, pentru că asta contează foarte și foarte mult. Așa că eu company, love, kiss, sigur mulți o să mă copii după asta, dar eu sunt de acord, da, permit și... Deasupra. Dar nu e bazin, iată mulți de aici mă întreabă, ce să fie acolo, bazin nu. Aici de fapt o să aterizez elicopterul. Iată așa, pe zona asta. Acum, sincer, dragi prieteni, vă rog foarte mult să mă ajutați de unde pot cumpăra un elicopter, pentru că avem nevoie, că sunt tare multe ambuteiaje și din moment ce am făcut deasupra la casă pistă pentru aterizare și decolare, vreau să cumpăr unul, nu chiar... Așa, spate și băum, adică nu e nicio problemă. Dacă cunoașteți, poate cumva să mă anunțați că deja Adrian învață de tot ce înseamnă a conduce un elicopter și vreau să mă numesc. Adică, vorba și e, dacă te cai din copac să vadă. Vă pup!
Acum, dacă îmi dați voie de la 1-2 septembrie să vă dau un sfat, eu cumva sunt de acord de ideea că ctonii riscniot tot ni piot șampanscă, a priori, de exemplu. Eu când mi-am cumpărat fosta casă pe care am demolat-o, sincer, nu aveam bani. Aveam vreo 50.000 de euro în casă și atât. Dar eu atât de tare m-am îndrăgostit de locul ăla și zic, eu nu știu din ea să iau bani, nu mă interesează, să mă duc, nivajna! Domnul de Dumnezeu să-mi dați, vă rog frumos, așteptați-mă până în primăvară, nu o vindeți nimănui. I-am dat o arvonă, vorba și aia, cu arvona înapoi nu se dă. Și eu zic, de unde, ce să fac, cum, și am mers la risc. Să mulțumesc lui Doamne, Doamne, că are grijă de mine. Și să știți că întotdeauna Doamne, Doamne, are grijă de oamenii buni, oamenii care vor să facă ceva și chiar de oameni. Nu vroiam să vând apartamentul, pe urmă l-am vândut și am spus că, vedeți, din orice există o ieșire din situație. Acum, cu construcția, vă dați seama că trebuie ceva bani la căsuța asta micuță, dar am zis, măi, dar și ce am? Am zbușesc, mă duc în stânga, în dreapta, nunți, comătrii, TikTok-uri, mă mocuri. Și? Pentru că vreau să... Na, lucrez pentru ceva, am un țel anumit, să ajung acolo și să mă trezesc din căsuța și așa vis-a-vis de mine să fie anumit parcul, verdeața, când îmi place natura, animalele, veverițele, bursușii și râmile. Așa că... Câteva trei gine tu să iei și să zici, băi, eu pot, eu am să ajung, eu am să reușesc, chiar dacă nu... Încă avem de roghit încă mult până visul nostru să devină realitate, dar vorba și a pentru... Tu, un imbli, tu la fieti un imbli. Stă la vecinările care două cățeluști și numai acolo și ai... Ia că te-am zis de nou acasă. Floriș. A? Am o șansă și cu... Dragilor, vreau să vă zic o chestie tare importantă, dar să întorc camera mai întâi. Deci... Eu sunt a treia oară acasă de când mama este plecată în Italia, să o duc pe Lavinia și jur, iată, cu mâna pe inimă. Vin acasă și parcă ceva nu mi-ajunge. Prima dată zic, măi, dar parcă tot e ok, parcă Flori. Mă uit și am... Dar mama, fă-i știi, schimbă-ți biletul, casa azi frumoasă. O zis, unde-i stăpâna? Te rog frumos. Și vorba și ea, ferice de oamenii care o au pe mama acasă și de fiecare dată așa că prețuiți mamele cât sunt în viață, tații. Ia ca Dorina o tuns iarba, tăt e ghine, tăt e frumos. Mama vine acasă, gata, a lăsat-o pe Lavinia, fio. Tăt e frumos, dar mami ca noi. Și rasul ăsta mi-o frumușă. Acum repjor, trandașiri, acum uitați-vă și copaca, am eu pitic, dar am niște prăsade atât de mașcate. Niște care nu crește mai mare, uitați-vă, și bogății, uitați-vă, cum s-a f***ienzele. Doamne, la țară și-am mai ghinit fața pământului, jaghii un sânteți, veniți la mine. Ia ca hulubașă, găinușele, păsă, prințesa cânta. Și ne acolo, gata, copiii, am dat, nu-i mai aveam fugit, fu. Gata, copiii, am dat, poamă. Coaptă pusă de bunielu. Uitați-vă din spate, e fix mama. E ca uite, nișul... Dorina? Da? Eu spuneam că din spate ești fix mămica. Ia, zi, Fana, treci acasă. Că... Fana, stai că vin acasă mai repede. Ești o d***o lecție că... Când eu l-am lăsat să o luat, e nașa portare, nu vei pași mai repede acasă. Mă repede. Mă repede. Mă repede. Am muian. Puși. Uitați-vă, care scațără, roz, foarte mirositor. Ah, Jesus. Și gata, vorba și am dus mâncare la câini, să aibă și mânca. Și amăia unde ducem? La Mândra. Mergem la Mândra. Că vorba și e tare mă bucur când oamenii se inspiră de la mine și ești comand, eu fac și ei. Casa la fel. Erion Company, uși la fel Nova Porta și acum pentru că mare parte familia lui Adrian, mama, tata sunt peste hotare, sunt unii vecini, că de obicei vecinii asta fac, mai sar gardul, râm o lacată, începând de astăzi o să aibă și Adrian securizare
maximă la casă, adică alert.me de instalează camerele la intrarea în casă, la intrarea în ogradă, peste tot. Am își vă arăt. Domnul Seredeu deja este și el, vorba și arăt cu lumea. Noroc alert.me de sănătoși voioși, nu departe, la Negurieni, la Mândra. Aici, raionul Telenești. Raionul Telenești, iată aici camerele supravegherii, pentru că mare parte... părinții lui sunt plecați peste hotare și se mai întâmplă că cineva mai sare gardul, așa că eu, uitați, au pus și la mine, o spui și la casă și din cât îmi dai o seama o să vorbesc, să facem un proiect și la Teatrul Luceafără. Deci îi recomand, mai cei care aveți casele, sărmănelile, sânguri lăsate și voi sunteți peste hotare, să știți că alert.media este o echipă extraordinară de profesionistă. Ia ca cămeri la fiecare colț, acolo, să vadă, să nu intre. Și să nu... Numai că știi care e minusul? Nioarele n-ai să poți aduce. N-am nioarele, am femeie. Nu, dar așa din când în când. Mama să mă vadă când îmi prășesc sau nu prășesc. Să te uiți la arhivă, este cerculețul ăsta cu 4.4. Iată, uitați-vă aici, în telefon este și deja la monitor toate camerele. Casa, în spate la casă, poartă, o gradă. Și da, mi-ești cu toi așa-i? Să mă vadă mama. Sau nu, este... păi așa. Aveți în telefon, toate camerele sunt și este foarte comod. Alo! Nu am nevoie de tine, domnișoară, eu am nevoie de floarea primăverii. Noi Dzunica au și Bătăgoșii când am văzut storiile tale, na? Mama, când vii acasă? A să vin, Emiliano. Hai că eu vin acasă, tu nu ieși, parcum mă duc la străini. Eu înțeleg acolo, e bun prosciutto crudo, pasta cu un tortufo, mumufo. Treci acasă! Hai, odihnește-te! Ai vorbit cu modul de unia. A, uitat, hai că-l suna mâica și n-am luat. Ce urmează? Hai, la da. Dar știți să vreau să n-am luat. E fiecare cu casa lui și cu construcția lui. Aici e o dispută foarte mare. Bima, la ce etaj vrei? Mă gândeam undeva mai pe jos, așa, să nu mă obosesc prea tare. Nu știați, bună ziua, dacă nu știați, echipa Ecovzor face a doua casă, uitați, Premium Residence, pe strada Iazului 38, adică în inima Poștii Vechi, și noi cu Dima ne luptăm. Când zic, măi, să iei la etajul 11, 12, 15, el vrea jos ca să nu se obosească tare, până slăghești o lecție. Eu slăbesc mai mult. Ia ca uitați-vă ce se întâmplă aici la Poșta Veche. Dim, spune tot adevărul sau numai o leac? Nu. Spune-mi numai despre apartament pe care urmează să-l iei. Da, afacerea care și jos acolo și... Mâncăric, e secret. Nu. Cu Doamne ajut, ca vorba și ea, nu vii pe agatele, leagă aici sârmulița. Dragi viitori locuitori acestui bloc, vreau să vă zic că blocul o să fie în siguranță. Uitați-vă, Dima, cât de bravo leagă. Noi n-am riscat să urcăm pe sârmile astea, că cu siguranță o să rupă. Hai, scoghește în nări. Și cum să fac ăsta, că el nu știe. Pune și șești. Și șești în stânga și în dreapta. Vreau să vă zic că acest nou la Ecovzor va avea și două nivele de parcare, iar Dima cu mine, în afară de faptul că își cumpăr aici un apartament, o să facem o afacere într-un spațiu comercial. Până atunci nu vă zicem detalii, însă vreau să vă zic și să le zic celor de la Ecovzor succes în ridicarea celui de-al doilea proiect, așa, un proiect de tip premium, iată așa, chiar în inimioara Poștii Vechi, Piazului. Hai, dă-ți fac și o fotografie și să ajungi. Ia uitați ce scrie aici, avem Ecologia Generală, ediția a doua. Și asta și e carte de rugăciuni, se roagă că se intre mințele în cap. Coranul. Și ăsta, Coranul? Și cu... Cum la școală? O să n-aclă poțelă pentru tine? Da. Bravo. Higienic, când vii acasă și ai o senioră care te alintă cu lasagna de alaltă ieri. Lasagna tot timpul mai gustoasă, să mănânci a doua zi. Așa, din licaștini, dar de fapt adevărul e altul. Pornostar pentru fete. Un pornostar și a doua pornostar și un negroni și pibă la alcoolici. Da,
șecenușăreasa prevrăceaiță v prințesei dintr-o roche în alta. Hai, ready, 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 ready! Gata, s-a început distracția! Yo! Tot negru atunci, negru. Asta e alt cămaș, noi cămaș așa e ieri, că eu am vreo 5 cămașuri și negri. Să ne pornim avec locomotrii. Eu, da, m-am distrat așa, dar cu... Vorba și m-am ținut cât de cât în... Față de alții, da, senioră Dima? Da, Adrian, da, Lilia, da, Paulina, da, Golo. Eu așa, să... mai... încetișor. Bă, pățanașe, omul, ca să nu strâși, el trebuie ținut la frigider, oameni buni. Hai, la frigider cu voi și vorbașeia. Să se înșeapă cu mătria, cu oameni buni și omenie. Ia uitați pe cine am întâlnit eu astăzi, doamna Julia. Mai frumos ca niciodată. Bravo, arătați perfect, cum se stare mult. De obicei, când la evenimente lucrez cu doamna Julia, pentru mine este o oră de răgat și odihnă pentru noi și pentru mine, poți invitați și clocotați cu sângele întregi. Ia mi-am și eu mă bucur că ne-am reîntâlnit la această cumătrie, botez. Nu este cumătrie, botez, dar cumătrie tot și cumătrie. Și mă bucur foarte mult. Știu că mai vine cu cineva azi, un om foarte drag. Da, vine și cu Luciano. Nu ne aud nimic. Nu ne aud nimic, tot seara. Spune-mi să te rugăm. Sănătate, știi succes. Eu mă închid de sănătate, mă mai duc și în altă parte. Da, bine. Bună dimineața, s-a trezit dulceață, numai acasă suntem două dulceți, eu și prietena mea, am ieșit la o cafeluță, o bem cu mână dreaptă, ne-am trezit, afară-i soare, zi și suntem așa de fericite. Salut, prietenii mei! Dar nu mă filmam! Dar ce? Nu mă filmai dimineața, sunt umflat un pic pe față. Numai dimineața ești umflată, da? Da, și numai pe față. Mm-hmm. Dar nu mă filmam. Nu te filmezi și cu tine. Și e că abiam cafeaua și așișim un piculeț în oraș la pescuit, poate cineva să ne scoată în oraș, să ne pui ceva mai crup, na? Жила-была, и сейчас тоже живет одна принцесса, Наташа ее зовут. Вчера ее принц Никита попросил ее ручкой. Она дала ему и ручка, и не только ручка, не думайте отпусти, и сердце тоже. Они сейчас счастливые, скоро будет свадьба, скоро будет вай-вай-вай, кевшевой буны. Этот мессаж одного человека, который любит вас очень сильно, и который уже в минус 2000 евро. Спасибо, поздравляю, целую. Poftim, uitați-vă, eu cu ceișorul și... Dar îți vadă mușchiul numai decât arată mușchișorii. Mușchii și-i mari și mulți, 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 mulți. Hai, serios, dimineață paharul în mână. Cât dimineață cu ora două? Dar până mușchii ai făcut. Tu spui? Aveți pe de-aici. Da, mi-e rău de la cumătrie, foarte frumos și de țară nuntă, hai nu... Se apropă un brambrană. Să sui spaia. Ia uitați-vă cum vă fac eu am mâia poftă. Tu ne-ți minte că era deja ușor frig afară? Nu, no, nevera, sopoane. Spășim ceai din ierburi și mâiem pâine proaspăt acolo. Mm? Mm.
Eu când vă zic că Italia au stricat unii moldoveni, voi nu mă credeți. Cum vei să mănânci plășinte, coaptă, ptigaie cu furculița și cu țurcișile spast și asta, e proșu tot crudo și asta. Mânca dracului, lasă aici cum mânca noi. Mănânc colaba, e ca ei mână și bagi în gură. Colaba. Da, cu știm. Cu furculița și dacă vedeți dacă ai cu măci florărea, să ai grijă că stai în casă flori. Cam rar, dar se întâmplă minuni din astea. Mai gândi cu măci ca mine decât ca tine. Unul mai cu mătul ca altul. Dar cu mult galben, cu galbenul știi că e bagastva, e lux și lyrix. Ai că este Iulia, abajvaiu. Deci ieri am avut ocazia să lucrez cu doamna Julia, astăzi eu în sala de sus. Dumnea ei este în sala de jos. Hei! Ți cum zici noi? Serios? Asta s-a trezit dulceața. Și ea că ne-a poftim, dar și parcă m-am demachiat, parcă tot normal, chiar și m-am spalat. Și ne-am dat seama că am băut apă din sticla din băut aseară Baba Dora. Și ea că am seama un motiv, dacă s-a întâmplat vreodată să mă însor. Când și-a vas să întâmpli pomada, îmi zic, dar nu eu, dar Baba Signora, bună dimineața. Eu sunt Vladimir. Și te-ai inflat dimineața. Am și l-a zis să înflui, dar nu s-o așa dimineața. Ora 11:30, el așa-i. Hai, o zi bună. Valencia, Israel, Dublin, Germania, Roma, Verona, Bologna, Torino. Și dacă e Roma, asta înseamnă că Dimitri Gherghelas. Iată actele, doamna Ina. Incătit, pajalustă. Și sănătos. Mai șava ca președintele țării, și cafea, și ciocolată, și tot. Signora Dima, apoi mâine se duce și actele, toate actele sunt gata sau nu? Două acte noi le-am dat deja lui Dima, a mai rămas încă un act care noi o să-l transmitem ulterior cu rutier într-așa plic. Acolo vedeți că în toate țările, orașe, peste tot, da, noi lucrăm cu toate țările. Israel, Germania, Italia, Spania, Portugalia, toate țările absolut, America, traducem în peste 12 limbi, dacă este nevoie, traducem dosarele și pregătim pentru cittadinanța italiană, pentru actele, pentru declarațiune de valoare și apostilăm actele. Așa că, dragilor, în cazul în care aveți nevoie de perfectarea actelor, chiar dacă nu sunteți în țară, să știți că recomand cu toată încrederea doamna Ina. Las și pagina aici, o să vă arăt și tot ce înseamnă, iată, noi avem aici strada, număr de WhatsApp, număr de Viber, tot este. Ia cătălășu cu pidoncicul teatrului. Nu știu cum vă, dar inimii au fost doar de această grădină cu floricele, de acești brăduți, de acest teatru, de care trebuie să ne apucăm mierși din noua stagiune. Doamne ajută! Mai aveți? Mai este. În sfârșit, deja ușor ne ridicăm. Gata, nu mai este. Să o simt la subsol. Când turneam? Joi! Nu, mă referim în gât. Tot joi. Bun, joi când stoarne podul la subsol. E că acolo să fie scara. În sfârșit mă urc sus. Oi, blin. Hop. Dar pot să calc pe oriunde, da? Da. E că aici s-o pregătit pentru a turna. Aici și podeaua. Da, planșeu. Planșeu, e ca planșeu. Acolo-i priveliștea mea frumoasă, e verde. Aici e living-ul. Aici e atâta asta bucata e beș. Aici e adormitorul lui mama. Aici e bucătăria. Foarte bine faci. Acest instrument care se rotește, se numește cârcioc sau sulă, da? Sulă îndoietă. Nu numai dar mă rog, și trebuie să fac. Așa, unii o punem. Așa. Și o tragem aici, ia vedeți cum se lucrează. Așa. Și o punem aici, facem așa, da?
Așa, unde ești? Și ia ca și ușim cu fula și se primește casă. Ia ca mâine trainic, ați văzut? Iată acest brăduț l-am păstrat și am zis, miește Ruzic, vă rog, aveți grijă că e un brad tare special, parcă nu-i brad, dar-i brad, dar nu știu ce copac e ăsta, dar-i tare fain. Inclusiv și acest copăcel cu ele lui Eva, lui Adam, nu știu cu is. Ia uitați-vă cât e frumos, a? Și dăm aici și șed sultanii la lucru. Uitați, o venit căprioara de la magazin, știți poveste, și era odată ca niciodată o capră. Și ei s-a dus la magazin, scumpele mâncare la ieduț. Și va doarme, și ieduț, la ora 8 seara. Ieduții dorm, căpriți, și-o cumpăra și soc, și prosecco, și apă, și carne, și ce-am cumpărat căprița? Căprița când s-a întors acasă, bucuroasă, că lupul nu i-a mâncat copchii. Și m-a pus a pune holodilnic. Bașeia să și ieri și când o deie, e dus pe lipsică. De prosec. Oaie. Te rog frumos, ce mangi ala să lolo? De ce animal tău este oaie acolo, măi. Ce faci, domnișoară? E secret. E îndentă de la lume și faci așa. Și scrie. Și scrie, mă, știți, plante, muguraș, libeluli, insecte, celule, vegetală, animală. Animală și forestieră. Florescentă. Florescentă. Să ne vedem, auzi că nu faci mâncare azi și amâia... Nu, 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 uite, uite de și el. Așa că de foame. El moare de foame și o să sacă de mâncare. Gata. A mâia o străiască tăti, o nizle, lemile și vibelulile, am vrut să zic. Bine, în noapte mi-a trimis călătoria asta costume pentru mâine deschiderea noului sezon de Orașov și vreau să vă zic că am un costum bombă, bombă, bombă. Bună! Astăzi îmi duc fetița a doua zi la școală și ei îi place și eu ca mamă sunt mândră. Da, puiuța? Vrei la școală? Da, fata, știu că vrei la școală. Da. Bună dimineața, vreau să vă zic că și astăzi am niște emoții mari, masive, aș spune chiar. Astăzi a doua oară îmi duc fetița la școală și place și fericită, iar eu ca mamă sunt mândră. Da, puiuța, da, iubirea, vrei la școală? Vrei la școală, fata? Așa e că, uitați-vă, uitați-vă cât de tare vrei la școală. Vrei la școală? Vrei? Așa că vrei la școală. Hai, spune la... Vreau la școală. Hai, spune, vreau la școală. Hai, spune, vreau la școală. Îmi place. Da. Vrei? Hai, mami, fuguța, gata, gata, fugi, fuga, 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 fuga. Ia-ți rucsacul și la școală, hai, fuguța, hai, aleargă. Alegi, cum alegi tu ca căprioară? Hai, arată la oameni. Hai, ți-ți place la școală, așa că ți place. Ți place la școală, hai. Du-ți ia geanta. N-ați filmiesc, nu-i la năsa, gugoasă, mamă. Mama are o gugoasă, nu are mai multe. Hai, vine la mama, mama. Și sunt mândru și... Ia uit la mama. Hai, făcut asta, ți-ai luat ascuțitoarea. Și bună dimineața, s-a trezit dulceața. Hai, 3, 2, 1, hai cu Doamne ajută, ne-a venit bărbat, să mă hâmi. Dragilor, gata, astăzi este marți, din nou sezon, filmăm Dora Show în zi de marți, ca să ne meargă. A venit și a priori... Cu coropca aia de șampanscă, va brut sau dulce? Nu mai brut. E numai... E, o simțit. S-a schimbat designerul. Ne vedem sâmbătă la ora 8, Dora Show, un nou sezon. Ia uitați-vă, pișinul la cuhni, fata lui mamă, signora Dima, ciao bella. Ce preparare mangiare la putoare? San, hai, tu, dar ești de acasă.
Sau la tuti. Am oaspete la mine la bucătărie, sper să fața azi. Dacă nu faci față, n-al hrănim. Dar noi ne-am asortat, eu tăti culorile, voi galben. Hai, gândi. Ne vedem sâmbătă la 8, hai, ceau. Eu aduc și ești o cămeșă de cei de sărbătoare, Iora! Ce de sărbătoare? Sărbătoare și... Dar pe cămeșă, nu-i... Mami, te știi râț. Mama are fată mare. Dar cum e fata lui mama? Bucuroasă și la școală? Ei, doar, bucuroasă. Mama e bucuroasă de tare. Bună. Nu cred, mi-a scris anume ea, mama ta din România. Bianca Drăgușanu mi-a răspuns, a spus că nu i-a plăcut peruca. Eu săracă, fato, săracă, n-am banii tăi, n-am vorba aia. Acum e Ana, vorba aceea e Ana, e la modă, știi, am văzut pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, anecdotul ăsta de logic, știi? Un fost polițist și-a pierdut casa, mașina, soția și-a pierdut primul, ei șătăți acolo se concentrează, casă, fost polițist, știți, adică, clar, nu-i polițist, dar vorba, adică trebuie să-i... Burduhoat, frumoasă, hai bine cu aici. Și vei și a? Și gustos. Ia uitați-vă. Și am făcut noi pasta astăzi, seniora? Cu funii de porcine, salsice, pana. Băi, dar cum miroase, funii de porcine, salsice, mai... Deci vreau să vă arăt ceva, numai să nu-i spuneți lui Dima. Dima s-a rovnit, s-a zbracat, s-a culcat, ia că uitați-vă. Șortii, sutienul, că a spus că nu-i comod, știți că îl strânge fetelor, fetelor. Strângește-ți aici sub ceașcă și... Bună dimineața, s-a trezit și sox pentru voi! La ora 7:25, primul instastoriu, doamne, tot viața mi-am dorit. La 7 să mă trezesc și e ca în sfârșit mi-a deplinit dorința. Tu te-ai îmbrăcat, tu am, știi, dimineața e cam răcoare. Deja, gata. Eu m-am îmbrăcat așa, zic să-mi iau și eu rochii de-astea, mai cu spatele gol. Ești firească, Dumnezeu fiilor. Hai, băieților, hai, vorba și aia. Deamă, merge cum, nu-i cum trebuie, bun cum este. O zi frumoasă să aveți și binecuvântată, aș spune chiar, de mine, de la ora 7 și la revedere, pa! E, iată motivul care m-am trezit eu astăzi la ora 7. Astăzi, doamna Tatiana, care este profesoară de clasele primare la Ginta Latină, mergem să-i ducem un coș cu flori și să-i spunem la mulți ani. Sincer, dar bine că m-au văzut copiii, dar m-au eu apuntat în lecții. Sincer, persist acel miros de școală care l-a devenit și eu la negru ei. Avem un coș cu flori special de zonare, să știu cum apreciați. De-aia și m-am găsit la ora 7, ca să fiu aici la ora 8. Iată, mi-am adus fata la școală. Copii, vreți la școală? Nu! E clar. Iată, uitați-vă, exact așa și eu când eram clasa a patra, profesoara spune, dați-te telefoanele, iPhone-ele la mine. Noi atunci aveam cât 4 telefoane, noi atunci eram... Cât 4 avem? Tu, mami, ferește! Da, voi amâi aveți la noi cât 4 minim. Avem pentru lecția de matematică un telefon, pentru lecția de chimie. Cum jăt în piele. Unde am venit eu? Doamne ajută! Mai aveți? Mai e. Prima dată mă văd la ora asta. Șantier, iată deja au făcut... Asta hidroizolare sau cum se cheamă? Poftim? Asta cu negru, cum se cheamă? Hidroizolare. Hidroizolare deja s-a făcut la casă. Uitați-vă. Asta cu... e primul strat. Primul. Am deja fac... Dar când turneam totuși? Joi! Cum ne-am înțeles? Bine. Ne ținem de cuvânt. Și așa cum au promis băieții,
mâine o să turnăm în sfârșit planșeul, adică nivel cota zero, nivelul casei, nivelul nu știu. Și pe mine, de fapt, m-a cucerit în mod special, iată acest colț, iată parcul tot acolo. Dar mi-e greu cu asta. Mami, mami, hai la școală, fata mami. E că o adormit bușteană. Hei! Gunia, să mă scălic cu aflămaste, s-a desenat. Mami, hai la școală, fata, hai, gata, că de... Dar de când băi cu bărbița, hai! Hai la școală, fugu... Dragi mămici, vin la voi cu rugăminte. După cum observați, fetița mea astăzi nu s-a dus la școală și am iar probleme hormonale, dar mi-e crește bărbița. Spuneți-mi, vă rog, și remediu. Hai, salută, salută prietenii tăi, hai. Colegii tăi, deci... Nu vorbi urât. Așa, corect. Și ia, uitați, uite. Așa, mama, așa, fiică, așa e? Așa e fata mami. Hai, zâmbiește acolo, când mama te chești, că zâmbiește. Și Dima mâine pleacă deja în Italia și a venit încă o dată să-și vadă cuibușorul din nebunii. Astăzi au primit documentul de rezervare a apartamentului care să fie la 11. În afară de asta, vă spuneam că noi o să investim și o să facem ceva acasă împreună cu Dima. Despre ce anume, încă e secret. E că uitați-vă cum o să toarne săptămâna viitoare pier. Deja știu dacă sunt în domeniu. Și, signora, emoții cu emoții? Dar când ai zis data viitoare acasă în Moldova, dar și aproape la etajul care l-am ales. Sus. Am primit o grămăzenie de mesaje. Emiliane, cum ai scăpat tu de fumat, de acest viciu? Sincer, la mine a fost un șoc așa la creier și creierul meu acum nu mai acceptă fumul sub nicio formă. Acum, pe 26 septembrie, se face... Când a murit o mătușă de-a mea, Dumnezeu să ierte, avea 51 de ani, o femeie sănătoasă, înaltă, frumoasă, veselă, mai scurt. Și într-o săptămână, pur și simplu, ea s-a dus. Eram la mormântare, eram la poarta cimitirului și acolo ei, copiii, toți care erau, plângeau, inclusiv și eu. Și eram la poarta cimitirului, fumam din țigară și mă uitam la tot drama de acolo. Plângeam și zic, blin, țaca Lilea, Dumnezeu să ierte, 51 de ani și eu am 34. Secundă, jur, aveam impresia că am toate bolile de fața pământului, dar mă dure plămânii, mă dure inima, nu putem să respir, deci era dezastru, zic, gata, vse, mă duc, gata. A doua zi am dat analize la tot, plămânii în mod special, gata, eu simțeam că ceva e precis la mine. Rezultatele au fost foarte bune și stăteam și zic, dacă sunt bune rezultatele, deși trebuie să le stric. Botul ăsta, eu și cu mâna asta, mie ducând așa. Și de atunci, iată că nu mai fumez. Am încercat vreo două ori, eram așa, pe treșteri, un pahar de temerce. Și zic, vreau și eu și numai vorba și o băga și deodată. Și foarte bine. Tot în viață este posibil, depinde ce informații dai creierului, pentru că tot de aici se pornește, ca de aici. Este ceva mai rămas în afară de păr. Are trandafir la intrarea în bloc. E că au mai fost unul, acum încă unul. Această cazlinăcică, mâine îți duci în Italia. Ce cap? Eu sunt cazlinăcică. Cazlinăcică e... Și tu ești. Tu când vii în Moldova, tu gătești. Eu în Italia numai eu gătesc. Da, da, da. Azi mănânci de urmat. De că, de exemplu, la oameni, de azi dimineață, s-a dus acasă și aia mâine m-am pus singur să-mi fac de mâncare. Normal, normal. Dânsul. Ia uitați-vă. Crăvăți și crăvăți. Bravi, signora, hai, n-aș un pahar de gino, că e meritat. Care tot eu ne l-am turnat singur, mulțumesc. Să și dur, dar nu, că mâine adică nu-l întorc eu înapoi, stai aici. Uitați-vă atent cum se mănâncă crevetca. Dar e ca om normal și face. E crevetca în mână. Îi scoate, cum se cheamă, este cochilia asta și mai este. O desface frumos. Așa.
se uită și o mănâncă, da? Adică așa fac oamenii normali. Uitați oamenii bolnăjori. Dacă uitați. Eu am mâncat, am creveți și el numai una. Prima, de e care, care a desfăcut-o. Dar da, normal, până desfaci tu credeți că așa cu cuțitul și furculița, normal că... Așa o să te poftim. Și iată, eu am mâncat deja, sincer, de jumătate de oră, mă odihnesc. Poftă mare, signora. Eu ce m-am zis. Mersi. Mersi, cu plăcere. Incrimina, cum se mișcă pare anormal. Eu tot pot așa, chiar și mai bine. Incrimina, mă dă asta cum se mișcă. Ține fiul ieșit! Tanti auguri tu, eu, drăgușeniu, mamiluia. Iată noi, după eveniment, măcar așa, unul cu ceai. Noroc, cine acolo fluierul frumos, ia două, trei și să fugă de aici.